Bună dimineața, dogoleți! E o dimineață destul de însorită aici, în Chișinău, în parcul Valea Trandafirilor. Suntem pe podul suspendat alături de Constantin și Cătălin. Suntem gata pentru gimnastică. Sigur. Cum ai dormit astăzi? Nu de rău. Nu este rău. Bine, și tu, Constantin? Eu fie. Ok, sper și voi ați dormit destul de bine, pentru că astăzi avem nevoie de energie bună, pentru că v-am pregătit ceva senzațional. După gimnastică, Irina va intra în direct cu voi și veți afla mai multe detalii. Suntem gata! Bună dimineața! E o nouă zi, o nouă încercare pentru a fi activ și azi. Nu uităm de înviorare! Deci, suntem gata? 3, 2, 1 și...
eso que tú tienes mío, caliente, frío, todo eso que tú tienes. Bravo, băieți! Așa, ne atingem doar cu unul în această perioadă. Mersi pentru energia pe care ne-ați dat-o, de fapt, prin numărul de comentarii, dar și numărul de vizualizări, cum ne spune și regia. Irina, ai legătura? Am legătura și în această dimineață. Bună dimineața, Cornel! Bună dimineața, Constantin și Cătălin! Trei haiduci! Care au început ziua foarte și foarte frumos și pentru ei, dar și pentru noi, pentru că iarăși ne-au transmis emoțiile pozitive și energia de acolo din parcul Valea Morilor, de pe podul suspendat. Apropo, eu tot Valea Trandafirilor, da, Andrei, mulțumesc. Valea Trandafirilor, podul suspendat de la Valea Trandafirilor, pe care eu tot acum câțiva ani l-am descoperit. Este un pod foarte frumos și deosebit, așa că atunci când veniți la Chișinău, merită să vizitați în general tot parcul, dar să vedeți și acest pod. Așa, bună dimineața, dragii noștri doruleți! Bună dimineața tuturor urmăritorilor noștri! Deja, vă dați seama, deja suntem în cea de-a noua ediție a programului DOR. Programul organizat de Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Biroului Relații cu Diaspora. Un program guvernamental care este la cea de-a 8-a ediție, o ediție specială, ediția online 2020. Iată că am ajuns și la cea de-a 9-a zi. Noi, pentru că este pentru prima dată, organizăm astfel programul în așa modalitate. A fost și pentru noi foarte emoționant și nu știam cum va fi, cum ne veți primi voi, cum vor fi reacțiile voastre. Dar să știți că ne bucurăm tare, tare mult când vedem mesajele, când vedem că ne urmăriți, când vedem că ceea ce facem este bine și vouă vă place. Asta este cel mai, cel mai important pentru noi. Acum ia să vedem noi cine ne urmărește la ora aceasta. Remus. Bună dimineața, Remus. Lavinia, care este cea mai înrăită urmăritoarea noastră și ne privește la toate live-urile. Melania, Monica, Nicoleta, bună dimineața, Marionela, Daria, Alexandrina, Inga, doamna Tatiana Balan împreună cu Despina, bună dimineața, Ilinca, bună dimineața, Cătălin, bună dimineața, ne bucurăm tare mult că te-ai alăturat, măcar un pic mai spre sfârșitul programului, dar suntem tare bucuroși să știm că ne urmărești. Nadejda Zubco de la BRD, bună dimineața, o zi frumoasă să ai, tu și toată echipa Biroului Relații cu Diaspora. Așa, cine mai este? Bun, scuze dacă poate pe cineva nu am văzut, dar noi vă salutăm absolut pe toți. Iată, Cornel deja ne zice bună dimineața. Cornel, când reușești tu? Când reușești? Acum sari în sus, țopăi, acum scrii mesaje. Deci Cornel le reușește pe toate. Te salutăm cu mult drag și îți mulțumim încă o dată pentru energia pozitivă pe care ne-ai dat-o. Așa, și noi să discutăm un pic despre ziua de ieri. Ca și toate celelalte zile, ați fost bravo, ați participat în cadrul atelierelor. Am văzut că v-a plăcut atelierul sculptură și ceramică cu frații Scutelnic. Și apropo, noi când am plecat deja de la ei, Lilian ne-a zis că ieri, de fapt, era ziua de naștere a lui Ruslan Scutelnic, așa că eu cred că merită să-i spun eu la mulți ani și voi să scrieți în comentarii la mulți ani și noi să zicem mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. N-am avut curajul să cânt, dar măcar așa am zis. Ruslan, la mulți ani, mulțumim că faci parte din marea familie DOR și că ești din prima ediție alături de acest program minunat. Am văzut doar mesaje frumoase de la participanți, de la copii și de la părinți. Asta înseamnă că și în următoarele ediții vă așteptăm să veniți la DOR ambii, și Ruslan și Lilian, pentru că voi doar împreună sunteți, separat știu că nu. Ia uite câte mesaje frumoase de la mulți ani pentru voi. Așa, și seara
A fost a doua încercare sau a doua parte a emisiunii 99 de cu Mătri, cu Irina și Cornel. Sperăm că v-a plăcut, sperăm că v-ați amuzat un pic. Asta de fapt încercăm noi să facem în cadrul acestei emisiuni. Dacă vreți să mai vedeți această emisiune și după încheierea programului, doar vă rog să ne scrieți în comentarii și poate prindem la curaj și mai facem și partea a treia a emisiunii. Dar vă rugăm să scrieți în comentarii și cam despre ce ați vrea voi să fie această emisiune. Iată așa, poate ne inspirăm de la voi și chiar mai facem și partea a treia. Așa, și ieri a fost lansat concursul M-aș întoarce dacă. Aici a fost mai mult ca să vedem care sunt așteptările voastre și să vedem ce ați vrea voi să se schimbe în țărișoara noastră. Am văzut că cam sunt aceleași dorințe la fiecare, deci fiecare din voi v-ați întoarce dacă ar fi unele schimbări în țara noastră. Noi ne străduim să facem ce putem ca să îmbunătățim, ca să facem niște schimbări spre bine, ceea ce ține de domeniul nostru, cultură, educație. Cred că dacă fiecare ar face în domeniul său câte ceva și s-ar strădui să schimbe spre bine, eu sunt sigură că situația în țara noastră s-ar schimba. Dar încă ceva vreau să vă zic. Trebuie să nu doar să așteptăm să facă alții, dar să facem și noi aceste schimbări. Dar eu sunt sigură că voi acolo unde sunteți, în țările în care trăiți, cel puțin promovați valorile, cultura și tradițiile noastre. Și asta nu este puțin, dar este foarte și foarte mult. Vreau să-i menționez pe cei care și-au scris gândurile și doleanțele în comentariile lor și în mesaje. Este vorba despre Daria Spânu, Remus Beșliu, Cătălin Balaur, Nicoleta, Tatiana cu Despina Balan împreună, Diana Donica și Lazar Veronica. Aceștia sunt participanții care au scris mai detaliat mesajul lor și le mulțumim pentru participare și pentru gândurile pe care le au. Doamna Rodica Barbacaru, Melania Ristic, Andrei Movileanu, Lina Alina, Lilia Ipati și Gabriel Zota. Vă mulțumim pentru că ați scris comentarii și v-ați împărtășit cu gândurile voastre. Așa, ieri ziceam că o să facem un concurs și în baza atelierului sculptură și ceramică, dar ne-am gândit noi că mai bine lăsăm pentru mâine, ca să fie mai multe întrebări legate și de atelierul sculptură și ceramică, dar și atelierul de astăzi. Așa că ușor, ușor trecem la ziua de azi. Astăzi, a noua zi a programului DOR. Mai avem doar două zile, azi și mâine, și gata, se încheie programul. De aceea, dragii noștri, nu ezitați să vă scrieți gândurile voastre în comentariile live-urilor și postărilor noastre. Astăzi vom lansa concursul Moldova visurilor mele. Ce trebuie să faceți voi? Andrei? Moldova visurilor mele. Andrei își bea cafeaua, pare că acolo. Îl salutăm cu mare drag și pe Andrei. Așa, ce trebuie să faceți voi? Trebuie să... Deci este un concurs de pictură. Trebuie să desenați pe o foaie, pe o coală de hârtie mai mare, mai mică, cum vreți voi, un desen în care să arătați cum ați vrea voi să fie Moldova. Deci cum trebuie să arate Moldova visurilor voastre. Deci concurs de desen Moldova visurilor mele. Așteptăm să participați și să vă demonstrați talentul ale picturii. Poate fi desen, dar poate fi și aplicații. Deci puteți, eu nu știu, poate cum vreți să fie arhitectura în Republica Moldova, să vă decupați de undeva și să lipiți pe foi. Deci imaginația, totul depinde de voi. Cât de mare și bogată este imaginația voastră. Așa, și astăzi o să mergem iarăși în ospeție la doamna Natalia Cangea, dar deja nu vom confecționa mărțișoare, dar vom face păpuși din pănuși. Acestea sunt jucăriile
străbunicilor noștri, dar să vedeți cât de frumos va fi. Eu sunt sigură că doamna Natalia ne va povesti și unele secrete și ne va arăta cum putem confecționa păpuși foarte simplu din pănuși. Pănușile, încă o dată vă aduc aminte, chiar intenționat astăzi am adus aici în studio. Iată, acesta este un porumb. Și acestea sunt pănușile. Pănușile se scot de pe porumb. Vedeți că este și această... această chestie, nu știu cum să o numesc. Deci nu o aruncați, da? Pentru că o să o folosiți și pe ea. Unde găsiți? În magazine, în supermarketuri, nu știu, la piețe, poate undeva găsiți și procurați. Acum este timpul porumbului, așa că cu siguranță o să găsiți. Cine caută, găsește, știm noi, da? Deci aveți nevoie, cred că, de vreo trei bucăți de porumb, ca să vă reușească să faceți și voi câte o păpușă măcar. Așa, și să fiți foarte atenți, pentru că mâine o să adresez întrebări iarăși și iarăși o să aveți posibilitatea să câștigați premii. Și seara vom merge în excursie în Epoca de Piatră. Epoca de Piatră, care este chiar aici la noi în Moldova, foarte aproape de Chișinău. Este vorba despre... o locație de lângă Orheiul Vechi, pe drum spre Orheiul Vechi, o cotiți așa la stânga și dați de pivnițele din Brănești, unde este și restaurantul Epoca de Piatră. O să aflați câte ceva nou despre această locație, o să vedeți restaurantul, care este unul cu totul și cu totul deosebit. Deci nu vă povestesc toate, de seară la ora 17:00 fiți online și o să vedeți și voi despre ce este vorba și ce locație frumoasă avem noi aici în Republica Moldova, foarte aproape de Chișinău. Deci cam asta este. Și iată ne scrie Kucinski Andrei: am umblat pe câmpurile Greciei și am găsit porumb, suntem pregătiți. Perfect, perfect, așteptăm să vedem și rezultatul. Doamna Tatiana Balanescu, am pregătit și așteptăm atelierul cu nerăbdare. Minunat! Doamna Liliana, bună dimineața la toată lumea frumoasă și noi vă salutăm cu mare, mare drag. Alexandrina ne zice că a fost la Epoca de Piatră, e extraordinar. Da, poate o să afli și ceva nou astăzi, Alexandrina. Deci toată lumea... Și Nicoleta zice, și la noi la fel, pe câmpurile Italiei. Deci am înțeles eu, moldovenii, chiar și oriunde ar fi, găsesc soluții și ieșiri din orice situație. Eu cred că asta este un specific, o caracteristică a moldovenilor. Nu există nimic imposibil pentru noi, așa-i? Dacă avem nevoie de ceva, noi găsim. Fie că în market, la piață sau pe câmp, noi găsim și dobândim ceea ce ne trebuie. Deci, bravo! Doamna Liliana ne zice, păpușile copilăriei bunicilor noștri și nu doar. Da, noi, de fapt nu sper, dar sunt sigură că o să vă placă și acest atelier, pentru că doamna Natalia Cangea de fiecare dată se pregătește și ne arată lucruri deosebite. Dragii noștri, mâine va fi închiderea programului, îmi tremură vocea când vorbesc despre asta. Noi vă rugăm, pentru că suntem o familie și cam tot ceea ce facem, facem împreună, să ne scrieți în comentarii ce ați vrea voi să vedeți în cadrul închiderii programului, pe cine vreți să vedeți. Și noi să ne străduim până mâine să realizăm dorințele voastre. Cam asta a fost pentru astăzi. Tatiana ne zice, exact, nu există, nu se poate. Așa este. Cam atât pentru astăzi. Noi vă dorim să aveți o zi cât mai frumoasă, plină cu tot felul de emoții și vă așteptăm la ora 13:00 ca să facem împreună păpuși din pănuși. O zi cât mai frumoasă să aveți. Vă pup și vă cuprind cu mult, mult drag și dor.